Hristos a înviat! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Eu una știu, că nu vedeam și acum văd. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica a cincea după Sfintele Paști, în duminica de dinaintea Înălțării Domnului, în perioada aceasta în care încă ne salutăm cu bucuria Hristos a înviat și răspundem adevărat a înviat. O duminică în care Sfinții Părinți au vrut să nu mai plecăm spre case așa cum am venit. Astăzi aflăm un lucru foarte important dintr-un fapt de viață petrecut în timpul Mântuitorului, în urma vindecării unui orb din naștere. Medical vorbind, orbirea din naștere este foarte complicată pentru că nu există traseele. Acum să știți că nu vreau să mănânc pâinea nimănui, Doamne ferește, dintre medicii care sunt de față. Omul nici măcar nu știe ce înseamnă să vezi. Omul care se naște fără să fi văzut vreodată nu știe ce este lumina. Probabil că în lumea în care se desfășoară, o lume pentru care Dumnezeu i-a dat ca alte simțuri să fie mult mai bine dezvoltate, să se desfășoare într-un fel, dar cert este că omul care nu a văzut niciodată, nici șanse de a vedea vreodată, nu are. Și iată că astăzi se întâmplă acest lucru minunat, pentru că omul care nu a văzut niciodată a fost trimis la scăldătoarea Siloamului ca să vadă. V-am mai spus și altă dată ce a văzut omul prima dată. În apele scăldătorii și-a văzut propriul chip. Și atunci, când l-a întrebat pe Mântuitorul, pe cel orb din naștere, și a spus, crezi tu în Iisus Hristos? Și a spus, cine este acela, Doamne? Ca să cred în El. Și a spus, cel pe care l-ai văzut, cel care este înaintea ta, acela este. Și a spus, cred, Doamne. Vedeți că Mântuitorul a spus foarte clar și trebuie să fim și noi foarte atenți. Și a spus, cine este acela, Doamne? Și a zis, cel pe care l-ai văzut. Și dacă primul chip pe care l-a văzut era propriul chip, înseamnă că Hristos este în noi. Mântuitorul l-a întrebat dacă crede în Iisus, printre altele l-a trimis într-o altă lume, în lumea lui. I-a poruncit să creadă în El, în Iisus, dar și în El, pentru că Iisus fiind în El, l-a invitat Mântuitorul să creadă în El, în sine. Iată că, iubiți credincioși, aici este cheia vindecării. Mântuitorul întotdeauna ne trimite în lumea noastră, ne trimite între ale noastre, ne trimite în noi și să avem încredere în noi. Dar să revenim la ale noastre. Noi credem că vedem, cu siguranță că ne amăgim. Se spune că odată un om care își câștiga pâinea din tăiatul lemnelor vine acasă și nu-și mai găsește toporul. Acum, pentru un aitist nu e mare lucru că pierde cineva toporul, să nu piardă laptopul. E, ca și când, gândiți-vă cei care vă ocupați cu calculatoare și cu telefoane, că și-ar fi pierdut unul dintre obiectele de bază. Și s-a uitat și l-a căutat și foarte posomorât spre seară, a ieșit din curte să se ducă la un vecin și vede pe alt vecin trecând pe acolo. Și când s-a uitat spre el vecinul, și-a întors capul și a zis, da, el mi-a furat toporul. Deja nu se mai uită la mine. Și într-adevăr, după două, trei străzi, după ce l-a urmărit, și-a dat seama că vecinul acela se uita în curțile și zice, da, da, este portretul unui hoț de topoare, să mai uite, să mai ia și să mai păgubească și pe altul. Și a început să se uite la el,
ca la un host de topoare. Numai că a doua zi, într-o rutină a lui de a-și lua toporul să plece, a găsit toporul sub niște lemne. Când spre seară a văzut din nou pe vecin, acela nu mai semăna deloc cu un host de topoare. Contează foarte mult cu ce ochi ne uităm la celălalt. Dacă ne uităm la celălalt cu suspiciune, cu siguranță că vom vedea ceea ce ochiul minții ne transmite. De aceea spuneam că ne amăgim crezând că vedem. Nu. Noi vedem întotdeauna realitatea pe care înșine ne-o proiectăm în mintea noastră. Pentru că cel care n-a văzut niciodată stătea la poarta cetății, cum ne zice astăzi Evanghelia după Ioan, și cerșea. Și când l-au văzut acolo cerșind, ucenicii deja l-au considerat un material didactic excepțional. Și au spus: învățătorule, spune-ne cine a greșit, acesta sau părinții lui, de s-a născut orb? Ați mai auzit pe undeva această iscodire? Cu siguranță. Întotdeauna se vrea o explicație. Întotdeauna omul are nevoie să îi se spună de ce e albă și nu e neagră și invers. De ce? Pentru că mintea iscodește într-o lume în care vrea să acceadă, dar nu are acces. Lumea reală este lumea răspunsului. Adică el s-a născut orb și atât. Și răspunsul Mântuitorului a spus clar: nu a greșit nici el și nici părinții lui. Eu, să știți că sunt de multe ori întrebat și v-am mai spus că sunt confundat de foarte multe ori, probabil că se uită la mine cu alți ochi cei care mă întreabă tot felul de lucruri și mă supun unui tir de situații extraordinare, și anume: da, părinte, da, mătușa mi-a făcut și ea ceva, nu-i așa? Vă imaginați că eu sunt om serios și nu pot să răspund. Îl mai iau o dată în brațe să-l trezesc, pe mulți însă nu pot să-i trezesc la această întrebare. Și trebuie să le răspund că totul e noi, să verificăm aici, să vedem despre ce vorba. Nu, stați puțin, că mai avem pe cineva în neam care tot așa cu mătușa asta se ține ea de prostii. Contează foarte mult cu ce ochi ne uităm la ceilalți. Oscar Wilde ne spune că, într-una dintre povestirile lui, că Narcis, cel care s-a îndrăgostit de propriul chip, care se uita întotdeauna în apele unui râu, a fost atât de mult plâns de către toate florile și toată pajiștea care se întâmpla pe lângă râul acela, încât, la un moment dat, râul a fost întrebat dacă nu cumva mai are niște apă să le dea ca să plângă și mai mult pe Narcis, și a spus: eu însumi nu mai pot de plâns, pentru că atât l-am iubit pe băiatul acesta, încât toate picăturile apei mele acum sunt lacrimi. Și florile i-au răspuns, zice: da, sigur că l-ați iubit pentru că era frumos. La care râu a zis: cum? Da, era frumos? Dar să știți că eu nu pentru frumusețe îl plâng acum și nu l-am iubit pentru frumusețe. Dar pentru ce? Pentru că atunci când se apleca asupra apelor mele să-și vadă chipul, în ochii lui vedeam frumusețea propriilor mele ape. Aceasta este adevărata frumusețe. Frumusețea este să-i oferi celuilalt o oglindă. Să-i oferi celuilalt posibilitatea de a se vedea pe el însuși. Să fie o oglindă limpede în care cel care se uită la tine să se vadă pe sine și să înceapă să se iubească. Acum, nu ca Narcis, dar să înceapă să aibă încredere în el. Pentru că mesajul de bază al Evangheliei de astăzi este acela că Mântuitorul întotdeauna ne întreabă: crezi în Iisus? Crezi în Cel pe care L-ai văzut? Căci El este Cel pe care L-ai văzut. Dar noi însă ce facem? Nu suntem
de cele mai multe ori atenți și confundăm pe celălalt. Cu ce îl confundăm pe celălalt? Cu ce este în mintea noastră? Chiar se spune că odată cineva care era bântuit de un coșmar de ani și ani buni de zile, aproape că nu era săptămână în care să nu viseze pe cineva că o aleargă printr-un parc și nu știa cum să iasă mai repede, la un moment dat n-a mai putut, a obosit. A obosit și s-a întors și a zis: ei, acum ce vrei să-mi faci când mă vei prinde? Și se spune că cel din vis a spus: de unde să știu eu? E visul tău. Așa este și vederea noastră. Depinde cum vedem lucrurile. Depinde la ce ne uităm și cu ce ochi ne uităm. Dacă ne uităm la lume și o vedem frumoasă, lumea cu siguranță că este frumoasă. Dacă ne uităm la ce este în jurul nostru ca fiindu-ne opozant, fiindu-ne vrășmaș, cu siguranță că așa va fi. Pentru că cu ochii cu care vedem, cu aceea ne vede și lumea. Și imaginați-vă pe cineva foarte, foarte posomorât, cum se va uita cineva la el. Ori nu-l va băga în seamă, ori dacă este mai insistent, cu siguranță că îl va întreba ce e cu el, dar bine nu va fi. Eu v-am mai spus și altă dată, dar îmi place mult să-mi aduc aminte de episodul acesta. Eram la Eforie Nord și se uita cineva foarte urât la mine. Da, urât de urât. Urât, urât. M-ar fi bătut. Și, bineînțeles, eu acum am crezut că așa mă uit eu. Știți că e foarte... Zic, băi, nu mă fi uitat vreodată. Urât, ce să fac? Asta e. Dar am început să zâmbesc și să vorbesc despre frumusețe, despre una, despre alta. Mai făceam ce mai făceam. Mă mai uitam încolo, hop. O opream. Bă, n-am putut. În 5-10 minute mi-am încheiat cuvântarea. Nu mai puteam. Pur și simplu simțeam că cineva e supărat pe mine și n-am putut să merg mai departe. Acum nu poți să fii nici indiferent așa, să te uiți la lume numai ca și când e frumoasă și să nu iei măsuri dacă lumea se uită urât la tine. Și m-am dus în altar după slujbă și zic: uite așa, să uite cineva urât la mine. Ce e? Să uite? Zic, cum adică? Ia. A, da. Așa să uite ea mereu. Mai există și oameni care au mina de om îngândurat. De-almitri se și spune prin cărții de specialitate că dacă ești într-o încurcătură și nu știi cum să ieși, să iei o mină serioasă și să te grăbești, să ieși din scenă. Ei, trebuie să știm cum să ne uităm și la astfel de oameni. Nici să insistați prea tare în a interoga pe cel de lângă voi de ce se uită așa sau pe dincolo. Pentru că aflăm tot din Evanghelia de astăzi, ați văzut cât tărăboi s-a făcut, cum au chemat inclusiv pe părinți să recunoască dacă este copilul lor care s-a născut orb sau este altcineva și așa mai departe, cât tevatură, l-au întrebat de vreo 3-4 ori pe cel născut orb și să recunoască el cine și cum a făcut, că era și sâmbătă și nu putea să facă cineva sâmbăta, cineva omului Dumnezeu, sâmbăta o minune ca asta, pentru că încălca sâmbăta, era mai importantă sâmbăta decât sănătatea omului și vederea. Vedeți cât tărăboi s-a făcut? Să știți că ne învață acest tărăboi al zilei de astăzi să fim ușor mai temperați. Acum, pentru că tot mi-a rămas mintea, știți, eu am vorbit aici dumneavoastră, dar mintea tot la Eforie mi-a fost, când la sfârșitul slujbei mi-am propus eu acum, ca un nemernic, eu cred că dacă eu o zâmbesc, toată lumea trebuie să zâmbească și eu am servit câteva lecții la viața mea, dar nu o să mă las. Mergând eu cu cădelnița și cu la apostol și la heruvic, așa printre oameni, văd pe cineva foarte abătut. Foarte abătut. Și zic, gata. Acum aș vrea și eu astăzi să mă simt bine și să vindec pe cineva de privire greoaie și să îi explic cum se întâmplă de fapt între cauză și efect. Privirea este un efect, cauza este ceva interior. Și zic, gata, depanăm un suflet, în sensul duhovnicesc al cuvântului. Și când a venit la miruit, mi-am luat inima în dinți și a zis,
V-am văzut foarte tristă. Și știți, mi-am propus să nu las pe nimeni să plece acasă așa. Ați putea să-mi acordați câteva minute? Și n-am mai văzut-o. Să nu credeți că un mod de viață este perfect valabil pentru toată viața. Nu. Trebuie să fim puțin mai atenți. Nu putem să intrăm cu bocancii ăia buni de biserică în sufletul omului. Nu contează cât de curat sunt bocancii. Dacă ai intrat în sufletul cuiva, tot cu bocancii se numește că ai intrat. Dacă ai intrat pe ușă forțând lucrurile. Nu. Totul se reduce la următorul sfat pe care mi l-a dat Părintele Arsenie și ia că începui să uit. Nimănui să nu-i dai vreun sfat pe care nu ți l-a cerut. De nimeni să nu te apropii dacă nu faci și el măcar un pas. Să nu te consideri dator niciodată să-l faci pe cel de lângă tine la fel ca tine. Acestea nu sunt principii, sunt rupturi din modul de viață frumos. Pentru că oricât ne-am strădui noi, cel de lângă noi poate să aibă o altă viziune și așa trebuie să fie. Chiar îmi spunea cineva de dimineață și mă bucur că este aici, îmi iau puterea de a cita fără să plagiez, că a constatat un lucru. Atunci când te uiți la cineva și îl vezi mai bun sau mai rău decât tine, este o greșeală. Nu trebuie să spui că e mai bun sau mai rău, mai disciplinat sau mai rațional, pentru că îl compari greșit cu tine. Să spui că este diferit și mi-a permis să continui și eu să spun că poți să compari decât propria ta persoană cu tine. Tu poate ești mai vioi astăzi decât ieri, poate că tu ești mai vesel sau mai trist decât ieri, dar niciodată să nu mai comparăm pe noi cu celălalt sau pe celălalt cu noi. Pentru că ceea ce place ochiului nostru, cu siguranță că nu este valabil pentru alt ochi. Dacă v-ați duce într-un muzeu de artă contemporană, unde nu știți dacă este vorba de niște exponate tehnice cu care poți să depanezi ceva sau niște produse artistice la care trebuie să te uiți numai dacă ții capul într-o parte sau probabil că dacă ai buzunarul plin în partea cealaltă poți să înțelegi ceva, nu vă dați cu presupusul și nu dați cu barda în nimic, pentru că s-ar putea ca lângă dumneavoastră să fie cineva care apreciază acea artă. De exemplu, acum vă uitați că afară este soare. Cu siguranță că măcar 2-3% dintre noi își aduc aminte ce era la gura meteorologilor acum vreo 3 zile când zicea că iar vom avea un weekend compromis, cum au zis ei și de 1 mai și n-a fost așa. Cum au mai zis și alții despre antoldul din fața casei mele și pentru că vreau să fac o dedicație soției mele, îi spun că nu vom mai avea acel antold în zona noastră pentru că nu s-a aprobat ISU și deocamdată, deși zic că o să fie și mai departe, s-a aprobat pentru plaja modern. Să știți că sunt la zi cu toate. Fiți atenți aici. În primul rând, vreau să știți că dacă gândiți așa, cu voce tare sau cu voce înceată, despre lucruri că nu se pot modifica în favoarea dumneavoastră, greșiți. Ele deja sunt modificate în favoarea noastră, chiar dacă nu se vor mișca în niciun fel. Nici măcar nu e nevoie să se facă cine știe ce lucru. Dacă noi suntem împăcați, așa cum v-am mai zis și înainte de Paști, eu sunt împăcat că 150.000 de oameni se vor bucura. Mă simt fericit prin bucuria lor. Și în spate așa, mă rog la Dumnezeu totuși ca fericirea lor să se manifeste într-un loc în care să nu deranjeze pe nimeni, dacă se poate. Dar vreau să vă spun că acest lucru nu mă face să mă uit urât la lumea din jur, ci mă face să mă uit frumos. În sensul că nu o să înțelegem în generația noastră și nici în cealaltă, cred, că libertatea
noastră se încheie acolo unde începe libertatea celuilalt. Asta este definiția libertății, dar nu am pretenții eu personal să o înțeleagă cineva așa 100%, cum v-am zis-o eu. Dar măcar un procent mic dintre cei care ne tot adunăm aici la Sfântul Nicolae să respecte pe celălalt, nu neapărat că Dumnezeu va rămâne dator să respecte și pe el. Nu. Pentru că cineva a fost întrebat dacă crede în Dumnezeu. Și a zis, da, eu cred în Dumnezeu. Și zice, da, de unde știi tu că acela este Dumnezeu adevărat? Pentru că eu cred în el. Bun, dar de unde știi tu că este unicul? Pentru că eu mă închin numai acelui Dumnezeu. Ce bine, da, de unde știi că are atâta putere? Știu sigur, pentru că nu mi-a îndeplinit niciodată nicio cerere. Atunci când vom ajunge la acest adevăr, atunci cu siguranță că putem să spunem că suntem pe drumul cel bun. Până atunci, mai orbecăim așa în lumea fără de repere, pentru că nu lumea trebuie să aibă repere, ci noi trebuie să ne facem repere. Mântuitorul, după ce l-a primit pe cel vindecat și căruia i-a dat lumină, i-a și dat reperul să se uite în el. Dacă vrea să creadă în Iisus, să creadă în el, pentru că Iisus este în el. Acesta este mesajul zilei de astăzi și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne dea vedere astfel încât atunci când ieșim din biserică să vedem lumea dreaptă, lumea frumoasă, lumea luminoasă, pentru că Dumnezeu de aceea a zis să se facă lumină, ca toată creația Lui să înceapă să devină vizibilă. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să o vedem și noi.